Cinci gorjeni pot spune că au avut parte de norocul vieții. Aceștia s-au răsturnat cu mașina într-un șanț după ce au derapat. Incidentul a avut loc în localitatea gorjeană Scoarța. Pompierii au ajuns și ei la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Scoarța, în care a fost implicat un autoturism care a părăsit partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcere și un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Trebujiu, un echipaj din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, precum și echipaj ale Inspectoratului de Poliție județean Gorj, care au constatat că autoturismul era răsturnat în afara părții carosabilii, iar cei 5 ocupanți ai autovehicului au reușit să iasă din acesta. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, cei aflați în mașină suferind doar câteva leziuni ușoare. Aceștia au refuzat să fie transportați la spital.